care sunt 10 produse digitale pe care le poți vinde online, indiferent dacă vrei să le vinzi pe Etsy sau pe propriul site. Eu sunt Lidia, pe acest canal vorbim despre cum să faci bani online și cum să crești o afacere online cu social media. Dacă te interesează aceste subiecte, nu uita să te abonezi. Primul produs digital pe care îl poți vinde online este un e-book. Acesta conține diferite informații despre nișa din care face parte afacerea ta sau despre o anumită categorie în care vrei să-ți educi audiența. Acestea le poți vinde ca blogger, creator de conținut sau ca antreprenor. În opinia mea, un e-book ar trebui să aibă până în 100 de pagini sau poate fi oferit și ca un ghid mai scurt de doar 20-30 de pagini. Acesta conține informații despre o anumită nișă, un anumit proces sau un anumit tip de tutorial, cum să faci ceva anume. Este o idee foarte bună de a oferi informații valoroase, bine structurate audienței tale, pe care ei să le poată cumpăra la un preț accesibil. Al doilea tip de produs digital este un workbook sau un checklist, precum și diferite worksheets pe care le poți oferi audienței tale. Aici vorbesc despre un tip de e-book care poate conține și informații, precum și spații special delimitate pentru ei, ca ei să poată scrie diferite informații acolo despre diferite procese. De exemplu, poți oferi checklists pentru afaceri, cum să îți manageriezi blogul, să te organizezi mai bine cu creșterea pe social media și așa mai departe. Acel workbook poate fi printat sau poate fi folosit și digital. Desigur, va trebui să-l adaptezi categoriilor afacerii tale. Un alt tip de produs digital pe care îl poți vinde sunt cursurile online sau tip membru. Un curs online poate fi vândut în integritate cu un anumit preț, cineva cumpără cursul acela și plătește întreg prețul la început, sau pot fi cursuri tip membru. Poți avea o platformă de membership pentru tutorialele tale, de exemplu. Acolo poți adăuga cursuri noi în fiecare lună, iar în fiecare lună ca cineva să le acceseze, va trebui să plătească din nou o anumită sumă de bani. Aici depinde și de cât de mari sunt cursurile, din ce categorie fac parte și dacă tu crezi că ai ceva de oferit lunar pentru audiența ta, atunci poți oferi aceasta în tiparul de membership. Acestea trebuie oferite, desigur, când ai experiență într-un anumit domeniu, când îi poți învăța ceva pe oamenii din jurul tău, când ai o audiență destul de mare ca să poți promova aceste cursuri. Este una dintre cele mai bune idei de a genera venit în acest domeniu, dar trebuie să fii și foarte atent cum le promovezi și ce informații conțin, pentru că deja este o nișă destul de saturată, mulți oameni creează cursuri online și trebuie să te gândești la ce tip de curs vrei să creezi foarte bine și să-ți cunoști foarte bine clientul ideal ca să le promovezi în cel mai bun mod. Al patrulea tip de produs digital este un curs de e-mail sau un e-mail course. Acesta este un curs format din e-mail-uri pe care îl poți crea în platforma ta de e-mail marketing. Acolo poți crea o diferită distanță între aceste e-mail-uri. Când cineva cumpără acest produs digital, un mini curs de exemplu, va primi un e-mail pe săptămână sau la câteva zile cu diferite informații. Ca suport de curs, desigur, vei putea să oferi și diferite printables pe care oamenii să le poată folosi, cum ar fi worksheets sau checklists, cum am spus mai sus. Următorul produs digital sunt printables sau toate tipurile de produse care se pot printa, cum ar fi calendare, planere, diferite printuri pentru perete și așa mai departe. Acestea le poți oferi fie ca designer grafic, fie ca artist și le poți vinde pe site-ul propriu sau pe Etsy. Un alt tip de produs digital care este foarte căutat sunt tipurile de Google Sheets. În Google Sheets sau în Excel poți crea diferite tabele cu diferite formule pe care oamenii să le poată folosi pentru calcularea taxelor, pentru calcularea veniturilor sau pentru orice alt tip de informație pe care vrei să o oferi. Următorul produs digital sunt template-urile pentru social media pe care le creezi în Canva. Acestea pot fi oferite ca template-uri din Canva, poți oferi acel link, iar oamenii vin, descarcă acel template, îl folosesc în Canva și își creează propriile design-uri din template-urile tale. Procesul va fi mult mai ușor pentru ei pentru că deja template-urile sunt formate, ei doar și le înlocuiesc cu pozele lor, cu textul lor și așa mai departe. Un alt produs digital sunt temele pentru website-uri sau diferite template-uri, cum ar fi diferite pagini pentru vânzarea serviciilor sau pentru diferite webinars. Toate acestea le poți crea cu Elementor într-un site WordPress și să le vinzi sau poți crea teme direct cu altă bază, cum ar fi Genesis Framework. Penultimul produs digital despre care vom vorbi sunt preseturile pentru fotografii. Acestea pot fi create în Lightroom, în Photoshop sau orice aplicație mobilă care îi permite crearea preseturilor. Poți crea o serie de 10 preseturi, de exemplu, într-o anumită categorie, cu nuanțe de diferite feluri, neutral și așa mai departe. Acestea sunt foarte populare și sunt foarte căutate, deoarece ajută pe oameni să-și editeze fotografiile mai rapid și să nu petreacă timp creând aceste preseturi ei înșiși. Iar ultimul produs digital despre care voi vorbi sunt listele de informații. Aceste liste pot
pot conține, de exemplu, programe de afiliere pe care oamenii să nu mai trebuiască să stea să le caute ei, pur și simplu le oferi o listă întreagă cu aceste programe, iar această listă o vinzi, este contra cost. Un alt tip de listă poate fi o listă cu hashtag-uri deja căutate de tine, categorizate pe nișe. Acest tip de produs îi va ajuta pe clienții tăi să găsească hashtag-urile potrivite pentru contul lor de Instagram mai rapid și va fi un produs care îi va ajuta în general să-și crească business-ul. Poți crea orice tip de astfel de listă pentru nișa afacerii tale. Deci cam acestea sunt 10 produse digitale pe care le poți vinde pe site-ul tău sau pe Etsy fără investiții. Dacă vrei să urmărești mai multe videouri de acest gen, ai un playlist în descriere unde vei afla cum să faci mai mulți bani online fără investiții. Dacă v-a plăcut acest video, nu uita să-i dați un like și să vă abonați mai jos pentru astfel de videouri săptămânal. Mă puteți urmări și pe Instagram la Lidia Săvuică și noi ne vedem în videoclipul următor.